Astăzi e pentru început de săptămână, oameni buni, știrea principală pentru colegul de la știrile de dimineață, Mihai Dedu, este foarte clară, oameni buni. Este o știre despre ziua lui. Orice s-ar întâmpla e mai puțin important pentru el și pentru familia lui până la urmă, pentru că odată omul ăsta împlinește 50 de ani. Asta e vârsta la care a ajuns Mihai Dedu, dar nu și la cea care se simte, pentru că el spune că este mai vioi ca fiul adolescent. Tocmai de asta vin amândoi în platou și sunt în stare să se ia și la întrecere dacă e nevoie. Așa că vă rog frumos aplauze pentru sărbătoritul nostru Mihai Dedu și fiul Matei. La mulți ani! Să-ți dea Dumnezeu sănătate și fericire! Să rămână! Așa arată un om sănătos de 50 de ani! Nu, dacă mai zici de două ori, mă apucă plânsul, eu zic! Așa arată un om de 50 de ani, sănătos vrei să... Vă promit, nu, sănătos! Da, nu sănătos de deranja! Nu, mă, nu! Vă promit așa, 50 de ani. Când, sau atunci când, Cătălin Măruță împlinește 50 de ani, și dacă mă invită și dacă nu, îl cotropesc la emisiune. Am înțeles. Să dea Dumnezeu, o să fac un calcul. Să nu pice sâmbăta sau duminica. Da. Facem o emisiune specială. Perfect. Să rămână domnul Mihai Dedu, vreți să luăm e cu totul altceva. Să rămână încă o dată, bună ziua. Noi, uite-te tu, pentru că noi suntem colegii tăi și știi că te iubim foarte tare. Acolo scrie Mihai Dedu aniversează 50 de ani. Da, mă, dar nu pot să cred. Iată, vrei să punem așa, Mihai Dedu aniversează jumătate de secol. Cel mai bine. Nu mă deranjează. Vrei să spun ceva? Mă simt ca un muzeu, e mult mai mult. Oricum, omul ăsta a pus prima cărămidă aici la ProTV, e normal să se simtă ca un muzeu. Păi nu ești de la începuturile începutului? Pe și n-ai pus cărămidă cu cărămidă, cărămidă? Ai cumpărat bilete pentru muzeu? Păi de asta mă dădeam și eu bine, poate am un abonament. Domnul Mihai Dedu, Doamne, mulți ani înainte vreau să zic, Mihai. Nu știu, eu nu știu ce-i cu el, mie teamă, cum mai merge contul de Facebook? Matei? Da. Mă supără, Cătălin. Nu, dar lasă-l de contul de Facebook, nici asta nu e bine. E foarte drăguț cu tine, nu înțeleg, adică... Ia ți-a promis ceva, întotdeauna exact. Se întâmplă ce. Păi știi când ce vine Matei, îi anunțăm contul de Instagram, da, știi cum explodează? Pa, avion! Se duce. Și se duce. Puteți să-l anunțăm și tu pe altul, ai cont de Instagram? Da. Cum e? Cum e, Matei? Mihai.dedu. Cum? Pe Instagram. Nu! Ai spus că invers. Nu, lăsați-l pe el. Luați-vă după mie. Mihai.dedu. Deci am înțeles. Ca să fie foarte clar, Mihai postează acolo. Tu postezi acolo? Am trei fotografii. E bine că e. Instagram cu trei fotografii? Păi da, dar două sunt puse de el și una a apărut. Nu știu. Pur și simplu a fost promoție. E bine că te rog frumos să iei un loc sărbătorit. O să arătăm contul. Ăștia tineri să se așeze, nu. Mihai Dedu nu vrea să ia loc, oameni buni, pentru că el vrea să ne arate că se simte tânăr, în formă, fără absolut nicio problemă. Dar haideți mai aproape aici amândoi pe canapea. Că domnul se deșertați, nu? Corect, așa. Puțin. Puțin? De ce? Așa se întâmplă la 50 de ani. La 50 de ani nu te mai înțelegi cu el, nu? Da, nu. Adică? Măi. Bă, dar sună într-un fel 50 de ani, acum sincer. Păi eu nu ți-am spus. Nu, serios, eu începeam și eu să conștientizez ușor. Eu mă simt în momentul ăsta, am spus și repet, ca un muzeu și tu ești ghidul. Care vine și... Exact, tu ești ghidul și introduci publicul în muzeu. Publicul n-are bilete, doar se uită acum la televizor și se bucură de ce vede. Oricum, felicitări, pentru că acum, mai în glumă, mai în serios, ai o familie frumoasă și cred că atunci când tragi o linie așa undeva și imaginară, asta e cea mai mare satisfacție. Yes. Pentru că ai un băiat extraordinar, yes. Ai acasă restul familiei care e extraordinară și cred că asta contează, nu? 99,99%. Pentru că ei sunt cei care rămân lângă tine, absolut, indiferent ce ar fi. Exact. Și indiferent cum sunt vremurile, exact, timpurile sau ce se întâmplă. Dar eu să știi că sunt marcat. De ce? Că ai 50 de ani? Jur. Pe cuvânt, jur. Pe îți dau cuvântul. Eu cred că în 30 de ani a fost distrus, adică, dar nu știu de ce. 30 de ani... Dacă tu ai fost distrus, gândește-te că eu practic nici nu exist acum. Da. E o clonă, e o imagine... Nu, dar am avut așa o chestie. La 30 de ani, nu știu, nu am fost cel mai în formă. Apoi la 31, 32, 34 a mers treaba. Și acum la 45 cum te simți? Nu, fac 40 în ianuarie. A, pardon! Stați un pic, fac 40 pardon. În ianuarie. Domnul Dedu, trecem prin amintirile și prin viața dumneavoastră. Da, nu e nicio problemă, că puteți să ne n-ai explicat? Fi primul. Ia uite, parcă seamănă, nu? Da. Cine? O fi mai mult păr. Da, el e.
Matei are... câți ani ai Matei? 19 ani? Nu, 17. 21. 17 ani. 17 ani. Și uite, fotografii care probabil te duc și cu gândul la, în acele momente când au fost făcute. Păi să știi. Știi cu cine e aici? Da. Nu? Ia spune-i tu, Matei. Cu fata lui... Cu fata Oanei Cuzina. Oanei Cuzina, da. Acum câți ani? 8 ani, 9 ani. Păi eu zic să mai pui. 10? Foarte frumos. Tu aveai 7 mai copil, tu nici nu erai la școală. Știi ce? Stau să mă gândesc că 12. Tu, până acum, practic, am fi vrut să vedem niște imagini cu tine de la diferite petreceri ale tale, de la zile de naștere, dar nu ți-ai sărbătorit niciodată așa ziua de naștere, nu, pentru că erai mereu în competiție. Aia, da, ai perfectă dreptate. Cel puțin erai cu atletismul. O mare perioadă din timp, așa este. Am avut, aici este unul din cei mai mari pescari ai României. Da. Am avut, pentru că ziua de mea de naștere, vezi când este, în pe 10 iulie, vara, când sunt competiții peste competiții în atletism. Da. E, și în general am avut concursuri. N-am avut în ziua aceea, dar eram plecat în, la concurs, da. Știi? Domnul Dedu, să știți că probabil v-ați aștepta să avem un cadou pentru dumneavoastră. Așa ar fi și normal. Chiem omul la emisiune, am văzut, ziua lui. Am văzut o mașină foarte cu funda fărmiera mea. Cu ce? Cu o fundă frumoasă. Cu o fundă, ba da, ba da. Sau era doar recuzita? Ba da, ia, uite, ne-ai dat de gol. A. Până la mașină, pentru că tu ești un tip care arăți din ce în ce mai bine. Mulțumesc foarte mult. S-au mai dus care, ceva. Ca să, ești un om care să mor de ciudă te, tu, te întreții din ce în ce mai bine și arăți mai bine. Da, da, da. Vreau să-ți spun că am ceva pentru tine. Mi-a adus un cort, fac pariu. Com? Un cort. Nu, mă, bă, Mihai, tu așa mă cunoști pe mine. O roabă. O roabă, dar stai, da, că nu e o roabă cu lămâi. Nu a... Stai să vezi cadouul nostru. Echipa emisiunii are pentru tine o roabă. Acum o folosim cu lămâi, am avut o plină și cu mango. Pentru tine cu lămâi, pentru că în fiecare dimineață este adevărat că folosești așa ceva. Câte tone de lămâi ai mâncat până acum? Mai nu, cred că am mâncat tone. Păi facem o socoteală, e simplu. O medie de 2 lămâi înmulțit cu... Nu, că nu sunt 365 de zile, încă. Încă. Dar o medie de 2 deci lămâi, lămâi la zi, 10 da? Luni. Perfect. 300 de zile, da. Eu să știi că ți-am adus aici lămâi să ai până la sfârșitul anului cel puțin. Mulțumesc, ești adică foarte drăguț. M-am gândit la tine în cadou. Vreau să știu dacă e rabatabilă roaba. Nu, că roaba rămâne aici, doar lămâiele. Cum adică? Roaba nu-mi dai roaba acasă? Nu, doar lămâiele. Tu te bucurai, domnul, mai tare, ce? Te bucurai mai tare de roabă decât exact. De lămâi. Exact, bravo. Dimineața îți faci tot felul de sucuri, nu? Îți mulțumesc. Să știi că am fost la piață pentru tine. Corect. Mamă, ce drăguț erai aici, uite. Ce păr aveai. Să nu te uiți. Acum nu. Mult mai interesant. Interesant, da? Uite foarte fain. Să știi că așa mi-a spus și Andra odată. Am înțeles. Nu prea a fost râsul tău acum. Dar oricum n-a râs nimeni, nu? Dar mai ai? Chiar a fost la piață? Bă, ești un om care odată face 50 de ani. Așa este. Adică, pe cuvântul meu de onoare. Dar ar trebui măcar să te bucuri, să zici, vai, ce cadou, ce frumos, ia uite, Măruță. Adică, să fiu sincer, sunt siderat și mi-e foarte greu să mă exteriorizez. Deci, ideea e că tu 2 lămâi în fiecare dimineață, suc de mere și? Știm, bă! Aflat! Asta e, mă! Uite-l aici, în imagine, uite-l, Doamne! Uite! Bă, dar stai, bă, tot apar scorurile astea, nu știu ce... Erau niște imagini, uite, ia uite-l! Doamnelor și domnilor, vi prezentăm pe Mihai Dedu! Wow. Pe vremea când avea freza lui Ion Dolănescu. Serios, acolo a fost. Uite, și aici... Da. Sunt amintiri frumoase, Mihai. În 50 de ani s-au întâmplat multe în viață. La mulți ani! M-am gândit ăsta să fie cadoul nostru pentru tine. Eram sigur. E adevărat că mănânci pufuleți? E adevărat că lămâi mănânci dimineața? Suc de mere? Bă, Mihai, la mulți ani. Știi ce mă bucur? Bă, da, mă, stai. Pe cuvântul meu de onoare. Da, știi ce nu înțeleg? În loc să te bucuri de fiecare cadou pe care îl primești, parcă ești deprimat, adică... Păi sunt deprimat, bă, băiatul. Ia citește tu acolo. Ce vezi tu acolo? Ce scrie după la? Cum? Ce vezi tu după la? După la? Hai că schimbăm, scrie jumătate de secol. Pare mai... Da, bă, Mihai. Vreau să vă spun ceva. Ce îmi pare foarte rău este... Chiar te vezi că am luat de la bune, adică... Nu, adevărul și este sunt bio și premium, adică nu am luat orice. Eu mănânc cu tot cu cajou, știi? Păi tocmai de asta am luat... Da.
Problema este... Și oricum, să știi că am luat bio și asta pentru că... M-a și am încercat să-l luăm pe cele mai bune, pentru că după anumită vârstă e mai greu, am înțeles, să mănânci cam orice. Și să știi că ți-am adus și un tort, pentru că am auzit că te-ai apucat de mișcare, de mers cu bicicleta și da, aici, uite, ai o bicicletă din partea am noastră. Am bicicletă, mulțumesc frumos, băiatul meu a spus că dacă să cumintem de lanțul înapoi. Da, da. Dar asta e tot pentru tine. Exact ce trebuie, natural. Vezi? Nu, 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 să nu pui mâna că sunt ale mele. Da, păi perfect, pentru tine vreau să-l pun aici și tot. Mulțumesc frumos. Ideea asta este e frumos. Cadoul tău din partea noastră. Mulțumesc foarte, ne-a costat foarte ceva, dar merită. Sunt convins. Știu. N-a fost ieftin. Știu. Da, știi cum e, odată face omul 50 de ani, adică... E, vă dați seama dacă la 50 de ani Cătălin Măruță a făcut un efort atât de mare și a fost atât de generos. Da. Ce o să-mi facă la 100? Da. Exact. Nici tu nu știi ce o să se întâmple la 100. Nu. Dar stai că mai avem. Dar s-ar putea nici tu să știi ce ți se întâmplă. Corect. Hai de vină cu acea. Uite, ia tu un loc aici pe scaunul meu, mai stau și eu lângă Matei. Hai. Matei n-a anunțat contul lui de Instagram și deja simt că... Îți dai seama, încep să transpir când aud. O poveste foarte gravă, Matei. Deci cum e contul tău de Instagram? Pentru că la Mihai oamenii n-au ce să vadă. Trei poze, da, corect, trec da. Foarte repede. Din care una aia e cu el, așa. Da. De. Contul meu e matei.dedu. Așa. Deci matei.dedu. La mine puteți să vezi mai multe poze cu el decât la el. Și ideea e că dacă dați un like la matei.dedu, da. Puteți să vedeți ce face Matei în fiecare zi, corect. Ce face tata lui Matei în fiecare exact. Zi. Păi el pune acolo poze și zice, uite ce tată drăguț am, deci, tatăl meu e cel mai seama, tare. Noi împărțim tata... contul meu. Da. El nu împarte contul lui cu mine. Adică... Spune-mi, cu dragoste cum mai stai? Cu dragoste? Slăbuț. Bă, nu sincer, înțeleg. Ce s-a întâmplat? Eu cer scuze că da, e... Nu, numai o secundă. Da, nu, poftesc. Cum adică slăbuți? Adică? Slăbuți, da. Dacă stai, poți să scorci niște lămâi, Mihai. Nu, dar eu pot să stau de vorbă cu telespectatorii. Nu, stai că mai am surprize pentru tine. Mai ai? Băi, nu, tu n-ai constatat că n-ești foarte drag. Am văzut roabă, am coșuri, am... Nu, coșuri de... Macara ceva ți-a dus. Stai un pic. Ideea e în felul următor. Noi avem emisiunea asta de 10 ani aici, da. Tu ești de 24 de ani la ProTV. Și da. Mai avem o surpriză pentru tine, pentru că în studioul de la știri e cineva care vrea să-ți ureze un la mulți ani într-un, mod, într-un mod cu totul și cu totul special. Nimeni altul decât prietenul nostru, Buso! Inegalabil! Bună, Mihai, bună ziua tuturor. Bună ziua, bună ziua. Doamnelor, domnilor, dați-mi voie să vă spun așa. Să fac o prognoză mică așa. Începutul săptămânii știți foarte bine că ne aduce caniculă, un picuț de disconfort termic, mai ales pentru unii care încep să se simtă de astăzi mai bătrâni. Nu dăm nume, nu. Hai, nu vorbim nume la odioza, nu știm despre stați cine vorba, oameni importanți, nu discutăm despre asta. Dar vorbim un pic despre Europa și acum legat de Europa avem și problemă de logică, da? Că știți că eu mă ocup și cu povestea asta. Dacă Europa noastră, atenție că e foarte simplă, dacă Europa are 50 de state suverane recunoscute oficial la nivel internațional și este continentul numit Bătrâna Doamnă, vă rog să-mi spuneți acum cum să-l numim noi pe Mihai Dedu, dacă de astăzi și el are coincidental același număr de ani. Măi, bătrânul domn, cum să-l numim? Apropo de Europa, putem spune și că Uniunea Europeană este înființată în 1993 și este deci cu 26 de ani mai tânără decât bătrânul domn Dedu. Are 28 de state, cu 22 mai puțin decât anii pe care i-a adunat colegul Mihai. Sunt deja cum temperatura sărbătoritului nostru începe să crească, da, da. Mai ales în zonele nordice, pe la tâmple, pe acolo. Bravo. Pe la tâmple, unde se văd și... Dar să știi că și extremitățile încep să sară. Că mi-a scris aici primele fire albe. Păi ăsta e numai alb în cap, n-ați văzut? Ia uitați-vă puțin la el. Florin, nu da. Mă aude? Nu mă aude. Sau acolo unde apar m-aude? Primele picături nu. De ploaie, de emoții. Greta spune că da. Nu, Florin, tu mă auzi pe mine acum? Eu te aud pe tine acum. Nu, da, nu vreau să-l întrerup. De ce că... vrei să mă întrerup? Fii pe nu, pace, că ești abia la mijlocul verii. Mai până la vroiam... Vroiam doar să te întreb, din toate firele albe pe care tu le-ai văzut și care îți stârnesc oarece invidie, cam câte mi-ai făcut tu? Eu? Aș risca să spun se că... Se spune arșiță, aș risca, da. Aș risca să spun că foarte, foarte... Puține. Mare-i proporția pe care... Da. Niciodată, dragul meu, niciodată. Nu mai să continuăm buletinul meteo. Ce anume?
Da, să continuăm busul, buletinul pentru invitatul nostru. Da, o să continuăm și buletinul. Vreau să spun că eu îl invidiez pe Mihai, că așa cu păr alb cum e, mai are păr. Eu de-aia mă tund scurt. Dragii mei, în România, hai să vedem ce e și pe la noi prin țară. Primele ore ale nopții vin cu ceva inundații moderate, câteva râuri de șprițuri. Se vor revărsa în cinstea celor 50 de ani împliniți de Mihai Dedu și vor fi însoțite de furtuni, de urări cu descărcări electrice, de blițuri de la camerele telefoanelor, știți, după metoda hai, fă-ți cu mine un selfie! Ca așa pățim. Minimele... Cum? Nu, zi. Am și minime, să știi. Până unde? Între 4-5 grade berea. Da. Și până în 60 de grade, dacă sărbătoritul, sigur, scoate și pălinca aia bună din cămară. Dar o scoate, că-l cunosc. O scoate, că-l cunosc. Da, ei și place, știi că lui îi place foarte mult tot ce s-a, teatru și toate lucrurile astea care s-au făcut pe vremuri. Și dacă vă aduceți aminte, în Dale Carnavalului e replica catindatului. Știi să o scoți, scoate-o. Deci, Mihai, te rog frumos. Nu îți face scoate griji. Pălinca. Ce, că să dacă ai 50 de ani, nu mai știi să scoți pălinca? Hai să spun și despre ziua de mâine, că ziua de azi am zis, da? Da. Mâine o să fie căldură mare, la fel ca în inimile celor care te iubesc, să știi. Soarele o să strălucească și în Banat și în Crișana, până în Oltenia, Muntenia, Moldova, peste tot în toate regiunile și o să îți dăruiască ție, Mihai, un bronz de invidiat. Dacă o să alegi să stai pe la piscină, să îți revii după o seară fierbinte, știi? Păi, dar nici nu știu de ce să fie seara fierbinte, pentru că dimineața începe foarte devreme, la 3:30. E, lasă-mă nimic, mai zici, mâine dimineață mai zici tu, mai zic eu, ne descurcăm noi cumva. Ce drăguț ești, Florine! La București, să știi că mâine e vremea ca tu să începi să te bucuri de următorii 50 de ani. Ia uite ce avem, 35 de grade. Bineînțeles. 35 de grade. Mi-aș fi dorit vârsta să fie ca și grade, dar mă rog, imposibil. Poți să savurezi o limonadă, că am văzut că lămâi ai. Am și roabă. Ai și roabă, sigur că te plimbi cu roaba, mai bei o limonadă, te mai bei așa. Și pentru că e foarte cald, o să le recomand și doamnelor și domnișoarelor ținute cât mai sumare. Vaporoase. Ca să nu aveți supraîncălziri, doamnelor și domnișoarelor, și ar fi un gest frumos, sărbătoresc, care l-ar face și pe colegul Mihai să simtă mai tânăr, da? Încercăm? Hai, doamnelor, vă rog. Vezi ce fac eu pentru tine, mă, Mihai. Știu, îl știi pe tot? Acum să nu te aștepți că în cinstea ta o să dezbrace chiar toate femei și toată țara. Nu. Că trebuie să-ți amintesc că totuși ai 50, nu 25. Da. Adică, mă rog. Ai să rămâi surprins, dar mă rog, nu are sens. Da. Da? Să știi că pe la munte așa? E mai răcoare și acolo e mai cu șube. Acolo mă retrag, e mai bine acolo la răcoare. Acolo te retragi. Dacă vrei să vezi șube, te duci la munte. Oricum, dacă te simți sufocat de perspectiva unei jumătăți de veac împlinite, poți și tu, Mihai, să dai o fugă mai la răcoare. Adică spun să dai o fugă pentru că știu că ești în continuare foarte sportiv și în formă maximă și la 50 de ani. Știu asta. Sau poți dai o tură pe litoral, pentru că acolo poți să predai ștafeta lui Matei. Creșior. Sfaturi. Că atâta. Tu, sfaturi acum, da? Despre cum se cucerește o domnișoară. Sfaturi. Rămânem la sfaturi. Să știi că sunt și la 50 de ani. Tu poți să-ți iei și popcorn și să fii spectator. Te uiți cum face Matei, cum își face de cap, să zicem așa. Dar el își face de cap cu moderație, că știu că l-ai educat bine. Ca o concluzie, Mihai. Da. Sărbătorim jubileul prietenului nostru cel mai bun, Mihai Dedu, cu căldură, cu ploi de urări de bine și cu o stare foarte bună, perfectă, de confort termic. Dă-l încolo de disconfort termic, pentru că îl vedem vesel, sănătos și fericit. La mulți ani, Mihai. Mersi, indiferent de vremuri, rămâneți cu Mihai și cu Măruță. O seară perfectă vă dorim. Mersi mult, Florin. Mulțumim, Busu. Mersi. Mulțumim, Busu. Genial, Busu. Deci, practic nu la mulți ani. E bine. Astăzi nu mai este ziua cuiva. Nu pot, da, imediat o să spun eu. Nu păi pot. Spun eu. Alo. Păi tu te iei de ăștia mai în vârstă, n-am înțeles. Corect. Să urmă nenea de du. E cu totul altceva. Nu pot să nu... Deci mă doresc sufletul. Florin are o lămâie de la mine. A câștigat o lămâie? Exact.
din puținul meu, din roaba mea. O să-i dau o lămâie, mă. Foarte bine. Da, deci astăzi este ziua colegei noastre și colegei mele, Lavinia Petrea, care este născută în aceea zi cu mine. Uite, sau eu sunt născut în aceea zi cu ea. Dar cred că mai repede ea e în aceea zi cu mine. Eu am sunat-o să zicem și ei la mulți ani. Și ați vorbit cu ea? Uite, e chiar la telefon. Lavi! Lavinia, la mulți ani, să-ți dea Dumnezeu Mihai! Sănătate și tot ce-ți dorești. Mulțumesc foarte mult. La mulți ani, Mihai. Te pup, Lavi. Noi am vorbit și de dimineață. De la mulți kilometri de părtare, da, noi ne-am văzut, ne-am auzit. Te pup. Dar mai e timp de și loc de la mulți ani și îmbrățișări. Da, e loc de la tine, sigur. Este. Acolo la nisip și la apă. L-am auzit pe Florin, ce simpatic a fost Florin. Ai văzut ce prognoză are omul la 50 de ani, firar să fie, la 30 nu mi-ar făcut o prognoză. Eu nu vă văd, doar vă aud. Am înțeles. Și mă întrebam dacă mai este în platou Cătălin Măruță, că nu mai te voi urmă. Cătălin? Da, nu, eu m-am retras liniștit aici, să știi. Da, păi ei nici nu-și vorbesc dimineața, să știi. Deci au prins și acum momentul să-și ureze, să vorbească. În rest, ei nu vorbesc deloc. Da, nu, Lavinia, păcat că nu vezi ce cadou frumos i-am făcut colegului Mihai Dedu. Am auzit o roabă plină cu lămâi. O roabă plină cu lămâi, două coșuri de mere și un sac de pufuleți. Exact, suntem darnici. Eu cred că cineva a dat mai mult din casă. Și să știi că am făcut și buletinul meteo personalizat ca să ne țină minte toată viața. Pentru că odată face omul 50 de ani. Da, corect. Așa este. Lavi, și să-ți mai spun ceva. 50. Dar stai că am sunat-o să-i spunem la mulți ani, că păi și i-am spus ei. La mulți ani. Păi și acum vorbim tot de tine. Păi, dar e vina mea. Lavinia, la mulți ani și să-ți dea Dumnezeu și ție sănătate și o viață mulțumesc. Frumoasă. Să te bucuri de vacanță, mulțumesc. De copii și de cele mai frumoase momente. Mulțumesc tare mult și eu vă doresc să vă simțiți, nu știu, în fiecare zi cum mă simt eu acum, minunat. Bravo. Tu câți ani ai împlinit? Nu-mi 24. Nu-mi lipsește nimic. N-am zis nimica. Aș fi vrut eu. 35. Mulți înainte. 35. Mă ia meseala. Tu-ți mai aduci aminte, Mihai, când ai făcut 35? Nu, a fost de mult. Acum te aveai tu 35 de ani? Acum câți ani? Acum câți ani? Bună matematică. Plantă câți ani? 15 erau. Da. Lavinia, la mulți ani și sănătate. Mulțumesc. Dacă aș fi fost în București, probabil că aș fi fost și alături de Mihai, în primul rând. Categoric. Acolo. Sau eu alături de tine. Și îți pregăteam și ție niște cadouri personalizate. Da, asta vreau să spun. Am ratat ocazia. Nu îți face griji. La cum e Cătălin Măruță, ne-ar fi dat o roabă la 2 inși. Nu e o problemă. Îți dai seama. Cum ar fi fost? Da, și oricum da. Scăpa ieftin. Sunt 30 de pungi de pufuleți, o rabă de lămâi și două coșuri de... Nu, iar ziceam ceva personalizat. De mere. Lavinia, mulțumim la mulți ani! Cred că ți-ar fi trebuit un storcător de citrice, cred, ca să fie mai ușoară treaba dimineața. O să încerc să fac un barter cu Cătălin, îi las coșurile și roaba, dacă îmi dă un storcător. O dată la câteva luni să le umplem. Lavinia, mulțumim mult de tot că ai fost în direct cu noi. La mulți ani încă o dată să fii fericită și pe cei mai buni. Și noi te pupăm. La revedere! Distanție plăcută! Stai că vreau să vă mulțumesc mult de tot, dar am o problemă cu Matei, nu înțeleg de ce stă prost cu dragoste, adică ce s-a întâmplat. Dar nu s-a întâmplat nimic, dar... E foarte interesant că Cătălin Măruță se uită la mine și de ce stă prost cu dragoste. Păi mă uit la tine, că să văd dacă... Păi mă uit la el, dar să văd dacă tu îi dai voie, că ți s-a dus sprânceana, că ne-ai auzit de dragoste, bum, iar sprânceana! Ia stai să văd dacă are ciorap, că e frig afară. Dacă are ciorap, e frig afară. Da. Deci, oameni buni, căutați-l pe matei.dedu pe Instagram, dați-i like, este un băiat extraordinar, este singur, are 17 ani, e sportiv, fac reclamă. Da, e sportiv, tatălui are 50 de ani, a împlinit, e tânăr și... Cum să nu vrei un așa tată socru? Adică. Exact, cum să nu vrei una... Foarte bun asta. Bă, Mihai, acum, pe bune. Deci eu nu mă ridic. Nu te ridic, stai liniștit. Nu mă ridic. Totdeauna mi-a plăcut să fiu darnic. Cu cei care vin la mine la emisiune. Ce scoate? Un butuc? Secure? Da. Ce astăzi? A, uite. Auto. Adusă de Elena Merișoreanu când a venit la emisiune. Am torticolis, nu pot. 50 de grade. Și... Ia, doar să miroși. A, e de miros. Adică ți-e rău, miroși, ți-e revenit. Da. Dar din dar se face. Și ce vrei să... Ia mea? Da. Cine a băut din ea? Am gustat noi când a adus doamna Merișoreanu. Mult. 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 Da, să știi că e ce trebuie. Da? Și uite, cred că pot să te mai ajut cu... Ia, cu o roabă de așa ceva. Cu o roabă de, stai un pic. O roabă de pălincă n-ai fi dat. Nu.
Da, uite, pot să-ți dau o miere de asta senzațională. E ce ajută mult de tot la, la ideea una dimineața, de asta e multă energie. Uh-huh. Da. Să știi că s-ar putea da, să... Da, ne-aș. Mulțumesc, ești foarte drăguț. Deci nu înțeleg de ce... Matei... De nervi! Vă dați seama de nervi. Dar întotdeauna mi-a bucurat așa să închid camara cu elan. Da, Mihai, serios, ești un om extraordinar. Mulțumesc și ne bucurăm că astăzi ai venit la noi. La mulți ani, să-ți dea Dumnezeu sănătate și tot ce-ți dorești, să fii fericit. Și cu mare drag oricând aici te așteptăm. Mulțumesc, aș vrea să-mi umpli roaba cu miere și nici de cum cu lămâi. Adică și coșurile tot cu miere și nu cu mere, dacă să... Perfect, așa facem. Matei, bine, mersi mult. Doresc multă baftă și data viitoare, eu cred că poți să vii singur, îți dă tata acordul părinților, să vii la emisiune și gata, da? Vorbim mai noi doi, în particular. Fără perfect, săracul vrea să... Eu omul tot vrea să zică ceva, pac, ridicai sprânceana, deci nu putea să vorbea de fapt, bac, sprânceana. E defect. Cum? E defect. Tu ai auzit defect de sprânceană? Vă, mulțumim mult de tot. Ce, mai suntem în direct? Da, suntem, dar trebuie să luăm publicitate, dar... Ai și publicitate? Da. Mihai, mulțumim mult de tot, la mulți ani încă. Deci poți să dai în mine, pentru că dai în 50 de ani, practic. Ei, și nu e. Vedeți ce mult îi place să lovească omul, da? Poți să luăm, da.